Deschidem Cartea Domnului la Rut, capitolul 1, și vom citi primele 7 versete. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară, un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acela era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorele ei ca să se întoarcă în țara ei, să se întoarcă din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Amin. Să ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, vom începe în această seară o primă lecție din această carte care, după părerea mea, este destul de neglijată în bisericile noastre și nu prea este studiată de noi. Vom descoperi că orice cuvânt al lui Dumnezeu este plin de bogăție, de har, și că avem de învățat foarte multe lucruri importante din cartea aceasta, cartea lui Rut. În primul rând, vreau să spun că în genealogia Domnului Iisus Hristos există câteva nume, într-un fel, discutabile. Unul dintre numele a descendenților Domnului Iisus Hristos este chiar acest Rut, această femeie Rut, care este moabită, nici măcar nu este din Israel. Cred că, în mod intenționat, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost lăsat scris și cu istoria acestei femei, să înțelegem de unde vine și ce se întâmplă, cum ea a ajuns în această spiță a neamului Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, Rut, vom descoperi în studiul nostru biblic, este bunica lui David, de unde se naște, pe urmă, Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. Se pare că cartea aceasta lui Rut a fost scrisă în timpul judecătorilor de Samuel. Lui Samuel este atribuită această carte a lui Rut, deși, bineînțeles, nu avem încă documentele, să spunem, doveditoare acestei apartenențe. Totuși, ea descrie această perioadă a judecătorilor și unul dintre judecători, care era, să spunem, mai cărturar decât ceilalți, a fost Samuel. În seara aceasta, tema pe care eu am botezat-o din primele 7 versete este 3 morminte, când visul devine coșmar. Acesta este titlul subiectului nostru din această seară. În introducere aș vrea să spun câteva lucruri. În primul rând aș vrea să vorbim puțin despre personajele acestei cărți, pentru că, așa cum știți foarte bine, toate numele evreiești și neevreiești aveau semnificația lor, au semnificație deosebită. În primul rând, Elimelec înseamnă Dumnezeul meu este rege, este împărat. Este foarte ciudat că un om cu asemenea nume, nu? Ne-am fi așteptat de la el să fie un pic mai credincios și să rămână în împărăția aceasta lui Dumnezeu care a fost dată lui Israel, nu? Și să rămână acolo și să nu plece în străinătate atunci când a venit necazul. Naomi înseamnă plăcută, frumoasă. O femeie care a primit, se pare, un nume potrivit cu frumusețea ei fizică. Mahlon înseamnă bolnav. O să vedem în discuția noastră că nu întâmplător băieții ăștia a lui Elimelec și a lui Naomi au primit asemenea nume. Chilion înseamnă tânjire sau epuizare. Cineva care e
epuizat, tânjește ca o plantă care nu are suficient nutrienți și apă. Rut înseamnă milă, compasiune, dar și jale și regret. Orpa înseamnă nor, umbră sau scurgere de apă. Aici vreau să vă fac o surpriză. Toți o știți pe Oprah, nu? Oprah Winfrey. Știți că numele ei adevărat este Orpa? Numai asta a supărat-o pe Dumnezeu și pe Biblie și a strâmbat numele ca să nu semene cu vreun nume din Biblie. Și poate că bine a făcut, pentru că nu face o cinste prea mare împărăției lui Dumnezeu și nici Americii. Asta să știți, că vă uitați la televizor și o vedeți pe asta, este Orpa. Nor, umbră, scurgere de apă. Moab înseamnă mama sa este tatăl său. Și o să vedeți imediat de ce. Sau întrebarea, cine e tatăl tău? Pentru că vom afla imediat că, de fapt, națiunea asta Moab este descendentă dintr-un bărbat numit Moab, care s-a născut prin incestul lui Lot cu fiica sa mai mare. Și de acolo s-a născut această națiune Moab, care de-a lungul istoriei a fost potrivnică lui Israel și a avut o influență negativă în toată istoria. Iuda înseamnă laudă. Ei veneau din Iuda, unde Dumnezeu era lăudat și binecuvântat. Au plecat din Betleem, care înseamnă casa pâinii, casa roditoare, loc de belșug. Aș vrea să rețineți numele acestea, pentru că atunci când vă veți întâlni cu ele, vă veți vedea că numele astea capătă semnificație și din narațiunea textului biblic. Dar să spunem câteva. Boaz înseamnă forță, tărie, putere. Haideți să spunem câteva lucruri despre cartea aceasta a lui Rut. Spuneam înainte că probabil autorul este Samuel. Ea a fost numită de-a lungul istoriei cea mai mare piesă de literatură scrisă vreodată. Este prima piesă literară, dacă vreți, din Biblie și a fost spusă, a fost catalogată de mulți scritori și oameni de cultură care au spus că este prima și cea mai mare piesă de literatură scrisă vreodată, cu toate că nu este prea mare, are cam 100 de versete, toată cartea asta lui Rut. Un scriitor a numit povestea lui Rut cenușăreasa Bibliei. Știți povestea cenușărese, nu? Fata aia săracă, nenorocită, ajunge prințesă, nu? Exact asta se întâmplă cu Rut, nu? O moabită și asta săracă și vai și amar de ea, vine cu soacră sa în Israel și ajunge mai departe să fie căsătorită cu Boaz și apoi să ajungă bunica lui David și să aparțină în felul acesta liniei mesianice a Domnului nostru Iisus Hristos. Este povestea modului în care o fată păgână, așa, pe nume Rut, ajunge să facă parte din poporul legământului lui Israel și intră în linia genealogică a Domnului nostru Iisus Hristos. Povestea aceasta am putea să o și numim o femeie urmărită de Harul lui Dumnezeu. În același timp, este o femeie care dovedește loialitate și dragoste. Loialitate extraordinară față de soacra ei, față de poporul din care vine soacra ei. Și apoi este o femeie care nu numai că își iubește noul popor în care ajunge, dar ajunge să aibă parte de dragostea unui om extrem de important, un om credincios, Boaz. Este, de fapt, povestea de răscumpărare, povestea de dragoste, de har, de speranță, de loialitate a unei femei obscure dintr-o națiune păgână, dacă vreți. Este o poveste pe care ar trebui să o
din care ar trebui să învățăm o serie de lucruri importante. Dar hai să vedem ceva despre Moab. Eu am pus aici o hartă a Moabului, este cea în MOV, este dincolo de Marea Moartă, ca să călătorească din Betleem, care nu este departe de Ierusalim, este mai la sud de Ierusalim, destul de aproape. Această familie trebuia să înconjoare Marea Moartă, să treacă Iordanul și să ajungă în țara asta a Moabului, unde spune Sfânta Scriptură că s-au așezat. Un pic despre Moab. Moabul este situat chiar de partea estică, nu? A râului Iordan, este la est de țara promisă, de Marea Moartă, așa cum ați văzut pe hartă. Moabiții sunt descendenții lui Moab, care este fiul unei relații incestuoase dintre Lot și una din fetele lui. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Genesa 19, 36 și 37. Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. Cea mai mare a născut un fiu care a pus numele Moab și este tatăl moabiților din ziua de azi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați, când se produce un păcat de genul acesta, acesta are urmări în istorie. Ce se naște dintr-un păcat nu poate să producă decât suferință și necaz în anii care urmează. Un popor mândru, renumit pentru nelegiuire, imoralitate și violența lui. Un popor extrem de violent, și nu numai violent, dar era un închinător la idoli, închinător unor zei păgâni. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că erau nu numai mândri, dar și pentru nelegiuirea lor și violența lor brutală, ei au fost unul dintre popoarele care au fost distruse de Dumnezeu de-a lungul istoriei la intrarea poporului lui Dumnezeu în Canaan. E adevărat că evreii nu au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și nu i-au distrus pe multe din aceste popoare și urmașii moabiților de astăzi sunt iordanienii. Dacă mergeți la Petra, în Iordania, o să găsiți și acum ghizi care o să vă povestească cu mândrie că ei sunt moabiți, ei sunt urmașii lui Moab. Există un verset interesant în Isaia 16 cu versetul 6 și 7. Iată ce spunea Isaia: auzim îngânfarea mândrului Moab, fudulia și fala lui, trufia și lăudăroșenia lui. De aceea geme Moabul, pentru Moab toți gem, suspinați pe dărâmăturile Kiriharesetului, adânc mâhniți, spunea profetul Isaia. Observați, fudulie, mândrie, lăudăroșenie, trufie a Moabului. Sfânta Scriptură ne spune că atunci când evreii au venit să intre în țara promisă, ei nu au dat o mână de ajutor lui Israel. Nu le-au dat apă, nu i-au lăsat să treacă prin împărăția lor, ba mai mult, l-au angajat pe un profet, pe Balaam, sigur, l-au angajat să-i blesteme. Ei au atacat Israelul căutând distrugerea poporului Dumnezeu. Numeri 23 la capitolul 25. Sunt câteva capitole care vorbesc despre asta. Dar iată ce spune o poruncă dată de Dumnezeu lui Moise în Deuteronom, capitolul 23, versetele 3 și 4. Amonitul și Moabitul, deci și Amon, care era descendentul celălalt din Lot, născut prin incest, și Moabitul, să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, pentru că n-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea noastră din Egipt și pentru că au adus
pe preț de argint împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Peor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Iată o poruncă dată de Dumnezeu prin Moise ca neamurile astea niciodată să nu fie primite în adunarea copiilor lui Dumnezeu, să nu fie primiți în Israel niciodată și mai ales la locurile de închinare ale lui Israel să nu fie primiți niciodată. Este însă în Psalmul 60, versetul 8, o mențiune foarte interesantă, spunea Dumnezeu despre Moab. Moabul este ligheanul în care mă spăl, spunea Dumnezeu. Este ligheanul în care mă spăl. Fraza asta înseamnă un lucru de disprețuit, nu? În comparație cu un alt vas care conținea apă pentru a fi folosită de sclavi la spălarea picioarelui eroului cuceritor sau eu știu, la musafirului care venea în casa ta. Dumnezeu spune aici îmi spăl picioarele în ligheanul ăsta. Moabul este un asemenea ligheanul de spăla picioarele murdare. În această națiune disprețuită și ticăloasă se mută Elimelec, nu? Cu familia lui. În aceasta vedem imaginea unor persoane care se întoarce de bunăvoie, întoarce spatele de bunăvoie lucrărilor lui Dumnezeu și se duc să locuiască într-o țară păgână și idolatră, plătind un preț îngrozitor de mare. În seara aceasta vom discuta patru lucruri speciale din acest text. În primul rând, în viața acestei familii este o perioadă de circumstanțe disperate. Așa cum în viața fiecare dintre noi pot să vină situații disperate, vremuri grele, vremuri deosebite. Pe cum ne apropiem de venirea Domnului, de sfârșitul acestei lumi, trebuie să ne așteptăm la vremuri grele, nu la vremuri ușoare, nu la vremuri simple. Vor veni vremuri grele. Acum toți suntem plini de speranțe că a fost ales Trump, dar s-ar putea să dăm de o criză economică foarte serioasă. Schimbările care urmează să fie sunt schimbări dramatice la care se așteaptă o lume întreagă. Trăim sfârșitul unei epoci în care lumea a crezut în globalism. Astăzi am ascultat pe domnul Dan Dungace, un om specialist în sociologie din România, care spunea că ultimii 40 de ani din istoria Americii au fost guvernați de această ideologie extraordinară a globalismului. Clinton, când a venit, de exemplu, a vorbit tot timpul despre globalism. Ăsta a fost cuvântul cheie pe care l-a folosit tot timpul. După Clinton a venit Bush, care a dat arme globaliștilor și a crezut că națiunile astea care nu se raliază la ideile astea atât de glorioase trebuie cucerite, domnule. Și atunci o să vadă ce bine și ce bine ducem noi americanii și o să devină ca noi. Nu s-a întâmplat absolut deloc așa. Ei, lumea s-a săturat de această ideologie care a adus extrem de multe suferințe în lume. Și iată că Dumnezeu a ridicat un om ca Trump care spune, domnule, noi suntem americani și trebuie să ne vedem de țara noastră. Este o schimbare de direcție majoră și asta se va lăsa cu suferință, cu necazuri. Trebuie să ne așteptăm că înainte să vină binele, trebuie să trecem prin necaz și prin rău. Fiecare dintre noi ca familie am avut perioade și circumstanțe disperate, grele. Ba a venit o boală, ba a venit o criză, ba am avut probleme cu copiii, nu? Cei care aveți încă copii mici, încă fiți fericiți că urmează să aveți zile grele. Iată câteva lucruri ce s-au întâmplat în această familie. În primul rând, spune Sfânta Scriptură că a venit o foamete materială în țară. Rut 1:1 spune, a fost o foamete în țară. În țara lui Israel a fost o foamete. Ni se descrie foametea ca o perioadă prelungită de lipsuri materiale.
Acum, foametea nu este un eveniment care se petrece într-o lună sau un an sau doi sau trei, ci este o perioadă întotdeauna lungă, când oamenii își consumă resursele și se instalează lipsurile și foametea peste tot. Nu a fost o singură foamete cu care s-a confruntat poporul lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Vom vedea că unele au fost pedepse divine, de altă dată au fost circumstanțe disciplinatoare sau perioade în care oamenii lui Dumnezeu trebuia să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Dar n-a fost numai o foamete materială, ci și o foamete morală. Versetul numărul 1 spune, pe vremea judecătorilor. Ori vremea judecătorilor n-a fost o vreme prea grozavă. A fost o perioadă marcată de fără de lege, idolatrie, religie falsă, furturi, beție, homosexualitate, perversiuni, violență, diviziune națională, război civil și necredință extremă. Perioada judecătorilor, spune cineva, care a fost o perioadă sinuoasă. Când se apropiau de Dumnezeu, le mergea bine, erau sus pe munte. Când le mergea bine, intrau în decădere morală, idolatrie, perversiuni, tot ce vreți. Și atunci veneau niște străini care le luau mâncarea, îi exploatau și îi cucereau. Iară se întorceau la Dumnezeu, iară urcau muntele și iară îl coborau. Toată perioada lor este o linie sinuoasă. Ei bine, în perioada aceasta, spune Sfânta Scriptură, asta a fost caracterizat, așa cum spune ultimul verset din Cartea Judecătorilor, pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Asta este, de fapt, caracteristica acestei perioade a judecătorilor. Fiecare face ce îi trece prin cap. Aici vreau să mai adaug că perioada aceasta a fost o perioadă extrem de grea și totuși este de mirare că nu toată lumea a plecat. Nu? Au fost oameni care au luat hotărâri proaste, greșite în vremuri de criză, așa cum unii dintre noi probabil regretă și astăzi că ați venit în America, nu? Am un prieten undeva prin nord care tot timpul spune, mă, de ce am venit noi în America? A fost recent în România și a descoperit că e foarte bine în România. E foarte bogat, are tot ce vreți, e milionar. Dar regretă și astăzi decizia care a făcut-o cândva, nu? Ei, zilele multora dintre noi nu sunt prea diferite de zilele în care au trăit oamenii aceștia. Societatea de astăzi nu este cu nimic mai cu minte, mai morală decât societatea în care au trăit acești oameni. În al treilea rând, avem de-a face cu o foamete ca pedeapsă divină. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 3:19, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Atunci când vine pedeapsa lui Dumnezeu, asta este soluția, plin de râvnă și să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă uneori foametea și lipsa ca o pedeapsă pentru a ne disciplina, pentru a ne trezi, pentru a ne întoarce la Dumnezeu, singura soluție, de fapt, care ne poate scoate din criză. Când poporul se îndepărta de Dumnezeu în istorie, de foarte multe ori Dumnezeu orchestra un asemenea dezastru național, venea o foamete, și atunci, în suferință, în cazul, oamenii se făceau mai buni, căutau pe Dumnezeu și spuneam că asta este curba pe care s-a mișcat, de fapt, Israelul de-a lungul acestei perioade a judecătorilor. Dar pentru această familie este și o perioadă de alegeri periculoase. Atunci când noi avem o criză, este o perioadă foarte dificilă, putem să luăm decizii greșite care să ne urmărească pe urmă toată viața noastră. Am cunoscut oameni care în momente de criză au tras concluzia că
totul e dezastru, nu se mai poate, au vândut tot și au ajuns sărași pentru restul vieții, pentru că nu trebuia să vândă și să prăpădească tot și să consume în perioada aceea de criză. Dar timpul greu, nu, ne predispune la decizii periculoase, decizii care ne vor costa foarte mult de-a lungul vieții. Prima decizie proastă este că oamenii aceștia aleg de a părăsi țara promisă, aleg de a părăsi Israelul. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu copiii, cei doi fii al lui, să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Vom vedea imediat că această o vreme s-a transformat într-o vreme foarte lungă. Planurile de acasă nu se potrivesc cu alea de la târg, nu? Nu întotdeauna aceea credem noi, ne ducem să locuim pentru o perioadă acolo și o să ne întoarcem înapoi acasă. Asta au zis toți românii necăjiți sărace care îți plin Europa de ei. Unii și-au lăsat acasă copiii cu bunica, cu părinții, s-au dus pentru câțiva ani numai, un an, doi în Europa, muncim, facem bani și o să fim foarte fericiți restul vieții. Și s-a prelungit șederea ani de zile și când au venit acasă, copiii erau mari, s-au apucat de alte prostii și de droguri și nu au mai avut familie niciodată. Am întâlnit foarte mulți români, frații noștri în Europa, care spunea: frate, nu ne mai putem întoarce, ne-am făcut casă. Ne-au spus în ce orașe și-au făcut case și mi-au arătat poze, case mari, frumoase. Nu ne mai putem întoarce, copiii noștri sunt mari, nu mai știu limba română, nu mai vor să meargă, trebuie să rămânem aici. Când te duci și ai planuri din astea de scurtă durată, atenție, la vremuri de criză s-ar putea să devină de lungă durată. Au ales să părăsească țara promisă. Pleacă din Betleem, care e țara pâinii, nu? Este casa pâinii. Pleacă din țara care se cheamă laudă la adresa lui Dumnezeu, nu? Și se duc pentru că nu mai este pâine în casa pâinii, domnule, nu? Se duc pentru că aud că în altă parte este o pită mai mare, mai albă, mai grozavă, nu? Toți am făcut asta. Toți am făcut treaba asta. Cu toate acestea, în timp ce localitățile geografice nu s-au ridicat la nivelul numelor lor, nu? Localitățile astea, Casa Pâinii, iată că nu este pită în Casa Pâinii, nu? La fel nici numele lui Elimelec nu s-a ridicat, nici Elimelec nu s-a ridicat la nivelul numelui lui, nu? Elimelec era, nu, omul care îl are pe Dumnezeu ca rege. Păi dacă Dumnezeu e regele vieții tale, de ce te duci să te conducă alt rege păgân, nu? De ce nu stai sub conducerea acestui rege? Dacă aceste lucruri ar fi fost adevărate, nu? Speranțele acestea, visele acestea, ne ducem că am auzit că acolo e bogăția, acolo crește grâul, cum zicea fratele Șops, zice, bobele de grâu o să fie cât ludăile în împărăția de 1000 de ani. Nu? Pe mine mă distra că îmi spunea că în împărăția de 1000 de ani o să fie smântâna de o palmă pe oală. Acum nu știu dacă oala era de o palmă, dar smântâna era de o palmă pe oală în împărăția. Întotdeauna, în altă parte, câinii sunt cu covrigi în coadă, nu e așa? Dolarii stau pe garduri, oameni... Întotdeauna undeva e mult mai bine decât la noi, nu? Vorba unui frate zice, am aflat unde este bine în America. Unde? Zice, unde nu sunt eu. Cum mă mut acolo, nu-i mai bine. Întotdeauna credem că undeva lucrurile stau mult mai bine decât la noi acasă. E foarte ciudat că Elimelec are o rudă, Boaz, nu? Ăsta rămâne în Betleem, în situațiile alea care sunt, și o duce destul de bine, nu? În ciuda foametei și a necazurilor care sunt. E încă bogat și o duce bine. N-a îndrăznit să meargă la rude, nu? Nu ne plac ca rudele să ne considere rudele alea sărace care bat la ușa lor, nu? Plecăm noi la niște străini, că ăștia o să fie mult mai de treabă cu noi. Ce naivi suntem!
În loc să fi dus la Boaz și spune: Boaz, ajută-mă, uite, ogorul meu e mic, e pietros, n-a făcut mult grâu, dăm ceva de lucru, domnule. Nu, el se duce să lucreze pentru moabiți, ăștia plătesc bine, domnule, acolo să fie bogăție de numă. Nu? În al doilea rând, este o alegere de a locui într-o țară poluată. Și nu numai de a locui într-o țară poluată, de a-și căsători copiii într-o țară poluată moral, nu? Cuvântul lui Dumnezeu în Iosua, capitolul 23, versetul 7, spunea: să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi. Sunt porunci speciale din partea lui Dumnezeu să nu te căsătorești cu femei străine, să nu duci alte neamuri în neamul tău, să nu strici această sămânță divină a unui popor ales. A lăsat Israelul să meargă în Moab, asta înseamnă să încalce această poruncă a lui Dumnezeu. Pentru Elimelec și familia lui, această mutare în Moab însemna separarea totală de lucrurile lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu. El nu mai poate să se închine la templu, el nu se mai poate duce ca orice evreu la templu, la locul de închinare, locul de întâlnire cu Dumnezeu. Sunt acum într-o țară total izolați de toate lucrurile cu care ei au fost obișnuiți, nu-i așa? Elimelec s-a trezit că și-a expus familia la rele pe care le-a evitat, le-ar fi evitat dacă ar fi rămas în Israel. Nu? Dintr-o dată, băieții au crescut, s-au căsătorit cu fetele astea păgâne. Nu este niciodată corect ca un copil al lui Dumnezeu să se căsătorească cu un necredincios. Pavel, apostolul, spune foarte clar, 2 Corinteni 6 cu 14, zice: n-are rost să pui la jug două animale diferite, nu? Un bou și un măgar. Ăștia nu merg bine împreună, nu? Doar la un jug nepotrivit, la asta se referă, nu? Ce are de a face omul lui Dumnezeu cu lumea și cu cei necredincioși? Nu are deloc, nu are nimic de a face. Ei, cine au încălcat porunca asta au trăit experiențe absolut dezastruoase. Și apoi ultimul lucru este că oamenii aceștia au ales să se stabilească într-o țară păgână. Este un cuvânt aici în care spune că și-au așezat locuința acolo. Cuvântul ăsta evreiesc spune că au continuat. Este un cuvânt care spune au devenit astfel, au continuat să locuiască acolo, devenind parte din oamenii aceia și din ținutul acela. Acest lucru poate indica faptul că Elimelec și familia lui nu numai că au mers în Moab, ci dovedește faptul că Moab a intrat în ei. S-au acomodat la cultura aceea, au învățat limba, obiceiurile și așa, templul nu era. S-au dus probabil la templele păgâne ale Moabului. Păcatul și societatea Moabului pătrund în această familie. Sigur că atunci când au plecat, au zis: o să stăm numai puțin, nu? Pentru puține vreme facem rost de ceva bani până trece foamea, mergem acasă aranjați. Și s-au trezit dintr-o dată că Moabul, țara asta păgână, a intrat în ei și i-a pus stăpânire pe ei. Familia aceasta are apoi o perioadă cu consecințe mortale, consecințe devastatoare. Păcatul întotdeauna aduce cu sine consecințe și consecințele astea nu sunt deloc bune, sunt deosebit de dure. În primul rând, avem de-a face cu o casă sub disciplină divină. Eu cred că numele acestor copii nu este dat
de ce știu, așa a trecut prin cap lui tata, nu? Numai tata lui Ceaușescu mai numit pe încă unul Nicolae, că erau doi. Proiect Nicolae a fost beat, s-a dus să declare și tot Miculae l-a botezat și pe altul. Evreii nu mergeau beți să-și înregistreze prunci în primul rând, dar ei se lăsau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să dea nume specifice copilului respectiv după circumstanțele în care s-a născut și era într-un fel, un fel de rostire a unui destin pentru copilul acela. L-au botezat pe primul dintre copii, pe Mahlon, bolnav. Probabil a fi fost mai bolnăvicios, așa s-a născut, mai mic, mai necăjit, cine știe, bolnav. Chilion înseamnă tânjire sau epuizare. Un copil fără energie, nu crește bine, eu știu. Numele acestor copii spun că, de fapt, casa acestui Elimelec este o casă pusă sub disciplina divină. Dumnezeu intervenise cumva în viața acestei familii, prin copiii aceștia care purtau aceste nume, care explicau într-un fel defectele și necazurile pe care ei le aveau. S-ar putea ca acești doi băieți să fi fost doar victimele unor circumstanțe, dar în același timp s-ar putea să fie, de fapt, rodul unor acțiuni disciplinare a lui Dumnezeu împotriva acestei familii care avea gânduri de ducă, care nu se integra în țara promisă, care nu era mulțumită cu țara promisă. În momentul ce nu suntem mulțumiți cu împărăția lui Dumnezeu și ne umblă mintea după alte împărății, s-ar putea să trăim drame ca acestea, următoarea generație să poarte pecetea acestor păcate pe care noi le avem. În al doilea rând, este o casă în care intră moartea. Iată ce spune versetul 5, Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Iată că dintr-o dată, țara visurilor, nu? Unde o să fie bogăție, ce o să fie, o să fie o mare bogăție, nu? A fost o mare nenorocire. Iată că Naomi are trei pietre de mormânt la care se duce din când în când, bărbatul ei și cei doi copii morți, și a rămas cu două nurori păgâne, domnule, în casă, nu? În ciuda relației sale cu Domnul, în ciuda binecuvântărului lui Dumnezeu, în ciuda intervenției Domnului în familia sa, Elimelec s-a mutat în Moab. Trăiește rămășița familiei sale drama acestei decizii. Când plecăm din fața lui Dumnezeu, dăm peste păcat și peste moarte. Dumnezeu a folosit această formă supremă de disciplinare, probabil, pentru a duce restul familiei înapoi la Dumnezeu, înapoi în țara promisă. Probabil ăștia erau bărbați și foarte încăpățânați, care n-ar fi acceptat niciodată să se întoarcă înapoi. Dar Naomi avea nevoie de o disperare masivă, de o disperare ieșită din comun, să se pocăiască și să se întoarcă acasă. Aveam o casă care își recunoaște înfrângerea. Acum aceste trei femei au rămas cu nimic altceva decât dezolare, descurajare și înfrângere. În sărăcie, în lipsuri, mâna de lucru, bărbații care aduceau venitul în casă a dispărut, au rămas trei femei gonite de toți, pentru că mai ales în societățile acelea, femeile, în special dacă erau văduve, n-aveau niciun fel de valoare și prețuire în ochii nimănui. Nimeni nu te mai angaja, nimeni nu-ți mai dădea de lucru, era foarte greu să supraviețuiești. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în această seară este că este un timp a unor schimbări majore, deliberate în această familie.
Ultimele două versete din textul pe care l-am citit în această seară ne vorbesc de o schimbare dramatică în modul în care gândesc și acționează aceste femei. În primul rând, este timpul unor vești bune care apar de acasă. Cine știe cum corespondau, telefoane nu erau, Facebook nu era, nu, WhatsApp. Au fi primit ceva vești, ceva scrisori, cine știe cum, ceva vești, că Dumnezeu a cercetat din nou împărăția sa și că dăduse pâine în casa pâinii. În casa pâinii era din nou pâine. Au aflat că este pâine acasă. Pentru că Dumnezeu n-a încetat niciodată să binecuvânteze poporul său, nu? Chiar dacă l-a pedepsit, a venit o vreme când l-a iertat și l-a binecuvântat din nou. În felul acesta se naște dintr-o dată dorul de a pleca acasă, de a te întoarce la ceea ce ai știut. Acum, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu de când îmbătrânesc încep să am un fel de dor din ăsta din când în când, să mă torn apoi acasă, știi, să mă întorc, văd că mai este cineva. În primul rând să știți că e o dorință naturală, face parte din dorința noastră. Numai că ceea ce știm noi despre ceea ce a fost nu mai e deloc la fel. Ceea ce a fost nu mai este deloc la fel. Oamenii nu mai sunt, locurile nu mai sunt. Când am vizitat acum o lună de zile satul în care m-am născut, mi-am dat seama că peste casa în care eu m-am născut și am trăit, a venit pădurea, a invadat pădurea satul. N-am mai recunoscut nimic, totul e înghițit de pădure. Lucrurile nu mai sunt așa cum au fost după ce am plecat de undeva. Dar dorul acesta este normal. Și mai ales când auzim că e bine acolo, nu? E bine. Prosperitate, au crescut salariile, au crescut pensiile în România. Încep să te gândești la întoarcere acasă, nu? E, dacă mai ai casă, dacă mai ai unde, dacă mai ai un boaz undeva care să aibă grijă de tine și să se mai îndure de tine, cei mai mulți dintre noi nu avem. Să aduci aminte dorul acela, părtășia cu frații de altă dată, cu bisericile, cu prietenii de altă dată. Vorba unui frate zice, o, strugurii aia mei prăfuiți de la streacina casei. Nu? Începe într-o zi să-ți fie dor de strugurii aia prăfuiți, nu? Apa din fântâna mea. Nu? Avea omul fântână în curte și aducea aminte de fântâna lui, să bea el apă de acolo, din fântâna lui, nu? Ei, este un fel de venire în fire, nu? A fiului risipitor. Când și-aduce aminte, mă, ce bine era acasă, ce extraordinar era acasă la tata, nu? Și aici dau de mâncare la porci și n-am ce mânca, nu? Aici, în Moabul ăsta, am rămas singură cu două nurori care nu toate mă iubesc, nu? Toată lumea se uită urât la mine, jidanca asta, ce caută pe aici? Nu? Dar când vin veștile bune de acasă, se deschide dintr-o dată o nouă perspectivă. Urmează un timp de pocăință. Foarte interesant este versetul ăsta numărul 6, zice, apoi s-a sculat. Știți că același cuvânt în limba ebraică înseamnă și a înviat. Nu? Spune, dintr-o dată, asta a înviat. Era mortă și acum a înviat, dintr-o dată. Zice, s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului. Vine o perioadă a învierii, nu? Întotdeauna înviem când ne pocăim, când ne pare rău de prostiile care le-am făcut, experimentăm nașterea din nou, devenim o ființă nouă, gândim diferit. De fapt, pocăință înseamnă metanoia, minte schimbată, nu? Gândești complet altceva. Dintr-o dată, țara din care ai fugit devine extraordinară, nemaipomenită. Ea experimentează această schimbare de inimă. Totdeauna când ni se schimbă inima, ni se schimbă și acțiunile. Am scris într-o carte de-a mea,
despre Fiul Risipitor, că întotdeauna noi ne trimitem inima înainte și mai devreme ajungem acolo unde ne-am trimis inima. Nu? Ăsta și-a trimis inima prima dată în lume și a ajuns în lume. De acolo din lume și-a trimis inima acasă și a venit înapoi acasă. Noi ne urmăm inima întotdeauna. Ne ducem după inima noastră. Unde ne trimitem inima, acolo plecăm. Deja Naomi are inima acasă, în Israel. Amintirile de altă dată, holdele de grâu, Betleemul, nu? Locul acela extraordinar în care ea copilării devine mirific. Trebuie să se întoarcă acasă. Se pocăiește de păcatele ei și vrea să se întoarcă acasă. Este un timp al întoarcerii. Un timp de întoarcere. A ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori a ei și a pornit să se întoarcă în țara lui Iuda. Soluția este întoarcerea. Întoarcerea, în primul rând, la Dumnezeu. Pocăința și refacerea vieții. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Numărul 1, când Naomi a intrat în Moab, avea o familie întreagă. Visele ei au rămas însă în trei pietre de morminte în această țară păgână. Când a ieșit din Moab, este singură și cu mâinile goale. A plecat să trăiască bine și vine înfrântă, dezamăgită și fără soțul și copiii ei. Pentru că întotdeauna călătoria departe de Dumnezeu te va costa enorm. E un preț pe care îl vom plăti enorm de mare. Consecințele alegerii unei vieți în afara împărăției lui Dumnezeu sunt absolut devastatoare. Îți vei lăsa și pierde mărturia ta creștină. Îți vei lăsa nevinovăția, îți vei părăsi sănătatea, îți vei lăsa averea și îți vei părăsi familia. Și drama aceasta a cunoscut-o orice om care a întors spatele împărăției lui Dumnezeu. Există întoarcere, există pocăință, dar viața nu va mai fi niciodată în aceeași parametri. Și vreau să încurajez pe oricine, indiferent cât de departe ai ajuns în acest Moab al lumii destrăbălate în care noi trăim, există speranță să te întorci acasă în Împărăția lui Dumnezeu. Și întotdeauna viața va căpăta noi valențe, noi sensuri și vom vedea pe parcursul capitolelor care urmează că Dumnezeu a avut milă de această familie, de această femeie, cu toate că ea a venit și a spus, nu mai îmi spuneți Naomi, nu mai îmi spuneți plăcute, că nu sunt deloc. Spuneți-mi Mara, spuneți-mi amărăciune, că vin încărcată de amărăciune aceste experiențe nefericite pe care am trăit-o departe de Împărăția lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu a transformat amărăciunea aceea din nou în bucurie și la final o vom vedea pe femeia aceasta la bătrânețe cu un copil în brațe, care va fi mai departe un om deosebit în spița împăratului David și apoi în spița mesianică.